Cred că situația Republicii Moldova este mai puțin gravă decât credem, decât ni se pare, poate după această fotografie post-electorală destul de ambiguă. E cred, dacă aveau două mandate în plus, lucrurile intrau în linie dreaptă. Pe de altă parte, și comuniștii au propus, apropo de ce a repetat Cristi Preda, poziția hegemonică a comuniștilor într-un eventual guvern, nu e chiar așa, ei sunt atât de dornici să rămână în scenă, încât i-au propus lui Marian Lucu jumătate-jumătate. Și chiar ambele poziții principale, cea de președinte și de premier, pentru Partidul Democrat. Deci l-au pus, cel puțin teoretic, pe Marian Lucu într-o situație de negociere foarte dificilă, în fața unei oferte greu de refuzat. În același timp, Uniunea Europeană, deși s-a confruntat cu o criză, deși de un an de zile funcționează sub Tratatul de la Lisabona într-un decor instituțional schimbat, deși resimte la nivelul opiniilor publice din statele membre așa numită oboseala extinderii, a fost totuși un actor prezent. Și din momentul în care la Chișinău, acum X luni, s-a instalat pentru prima dată o coaliție clar democratică și pro-europeană, Uniunea a reușit să-și mobilizeze instrumentele de lucru foarte rapid, e vorba de cadrul general al politicii europene de vecinătate, în cadrul căruia se poate lucra mai ales cu acest parteneriat estic, din care fac parte 6 state și dintre 6 state, dintre care Republica Moldova, dată fiind scara ei demografică și teritorială, este, dacă vreți, partenerul cu care se lucrează cel mai ușor. În orice caz mai ușor decât cu țări precum Ucraina sau Belarus sau Georgia. Prin urmare, Uniunea Europeană și-a făcut treaba, i-a susținut, a susținut Alianța pentru Integrare Europeană și putem vedea lucrul ăsta, în primul rând, din agenda europeană a Republicii Moldova. La bătaie au fost puse acordul de asociere, acordul pentru facilitarea vizelor, acordul cuprinzător și aprofundat pentru liber schimb. Între timp și noi le-am dat o mână de ajutor destul de activă și inteligentă, aș îndrăzni să spun, în măsura în care am semnat și tratatul de mic trafic de frontieră și recent și acest tratat privind gestiunea frontierei, care ne-a readus ca jucători într-o geometrie mai largă, de unde începusem să lipsim. Și în același timp a dat și Europei niște garanții care o ajută să promoveze în continuare apropierea Moldovei de Uniune. Bilateral, o paranteză rapidă aș deschide pentru a vă spune că atunci când ai un partener fiabil, normal, care gândește democratic și care are o opțiune limpede, poți face, iată ce am făcut noi într-un an, mai mult decât a făcut România cu Republica Moldova în ultimul deceniu, cu siguranță. Am reușit să ne întărim prezența acolo, de fapt, adică am deschis două noi consulate generale. Agenția Națională pentru Cetățenie și filialele ei lucrează normal. A revenit televiziunea română în transmisiunile din Republica Moldova, un element evident, foarte important. Pe de altă parte, am deschis, sigur, într-o formulă provizorie, evolutivă, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău. Oamenii de afaceri români sunt din ce în ce mai importanți de interesați de viitoarele privatizări pe care guvernul moldoven le-a anunțat. Avem așadar un pachet de rezultate deja obținute și de proiecte bilaterale, în special în ceea ce privește interconectarea dintre cele două țări, și preferăm să spun state, în materie de energie electrică, de gaz, sigur că dacă realizăm acest gazoduct cu Azerbaijanul, Georgia, România și Ungaria, s-ar putea ca și Republica Moldova să beneficieze de asta,
reducându-și dependența până acum exclusivă de gazul rusesc. Acum, ce aș vrea să vă spun, sigur se pot spune multe pe subiectul acesta, palpitant pentru noi toți și care nu poate să ne devină indiferent. Dar ceea ce contează este că Republica Moldova începe să intre după mine într-o zodie norocoasă. Pentru că fără ca ea să știe, dar nu fără ca ea să-și dorească, s-au produs niște reașezări geopolitice. Cum spuneam, acum 2 ani, Uniunea Europeană nu știa unde e Republica Moldova, cu excepția câtorva experți. Acum subiectul este la modă și la zi în toate cancelariile. Se vorbește foarte mult despre Republica Moldova. Apoi, Republica Moldova nu mai e un poligon de testare geopolitică, cobaiul unor confruntări post-război rece. Relațiile ruso-americane s-au resetat, prin, în special prin acordul START, chiar dacă nu a fost ratificat nici în Dumă, nici în Congresul American. Relațiile dintre europeni și Rusia au intrat într-o etapă mult mai de angajare reciprocă și deschidere mult mai activă. Relația dintre NATO și Rusia a fost și ea relansată cu prilejul summitului de la Lisabona, așa încât în acest nou context vă asigur că perspectiva de integrare europeană a Republicii Moldova, indiferent de calendarul acesteia, a devenit o realitate. În cel puțin la Bruxelles, dar și în marile capitale. Și din acest punct de vedere, dacă Alianța pentru Integrare Europeană reușește să se mențină la putere, Republica Moldova va începe să culeagă roadele acestei consecvențe și a competenței noului guvern democratic și pro-european foarte rapid. Pentru binele unei populații care este obosită istoric de atâtea încercări și atâtea suferințe directe, traumatisme, deziluzii și care merită cu siguranță o viață mai bună, pentru că altfel fenomenul plecării tinerilor în țări din Uniunea Europeană, îmbătrânirea populației și captivitatea electoratului de vârsta a treia între niște clișee, inclusiv antiromânești, care nu ne ajută bilateral, e bine, toate astea ar fi irreversibile dacă n-ar avea o gură de oxigen foarte rapid, 2011-2012. De asta cred eu că eforturile noastre și ale Europei pentru a menține acolo, pentru a ajuta pe liderii celor trei partide să iau o decizie înțeleaptă, sunt esențiale. Închei reamintind faptul că de curând, cele două state inițiatoare ale parteneriatului estic, și anume Suedia și Polonia, prin miniștrilor de externe, chiar alaltei au fost la Chișinău. Ministrul polonez m-a sunat după aceea să-mi spună cam ce au vorbit acolo. E adevărat, ei s-au întâlnit și cu Partidul Comuniștilor, cum e oarecum normal, nu e ce să faci. Într-o democrație respecti toate forțele parlamentare. Și pe de altă parte, președintele Parlamentului European, alt polonez, domnul Buzek, se va duce